Nu doar Cetatea de Scaună Sucevei, dar și Muzeul Satului Bucovinan vor găzdui până duminică cea de-a noua ediție a Festivalului de Artă Medievală Ștefan cel Mare. Programul festivalului va cuprinde ca în fiecare an concerte, turniruri, spectacole cu foc, teatru pentru copii, teatru istoric, tir cu arcul, concursuri pentru copii, dansuri și cântece medievale. Elementele de noutate din programul din acest an sunt dresura de acvile. Tot ca element de noutate este organizarea spectacolelor cu foc și lasere în fiecare dintre cele trei țări ale festivalului. Anul acesta, publicul are posibilitatea să participe la plimbări călare în șanțul de apărare al cetății. Cel mai probabil, plimbările ecvestre ale spectatorilor vor fi incluse în prețul biletului de intrare în Cetatea de Scaun, care rămâne același ca și anul trecut, 2 lei pentru copii și 7 lei pentru adulți.